Problema stării drumurilor a fost semnalată de mai multe ori de sigheteni. Zona este circulată în special de autobuze, microbuze, dar și de autoturismele școlilor de șoferi. Sighetenii sunt de părere că drumurile strică și imaginea orașului, deoarece toți turiștii care vin din gară sau autogară sunt nevoiți să vadă prima dată acel peisaj plin de gropi și de niveleri. Este recomandată circulația cu prudență în zonă, mai ales când din sensul opus se apropie un autovehicul de mare tonaj sau vehicule care transportă mărfuri. Autoritățile locale au declarat că anul acesta strada gării va fi reabilitată.